Daniela s-a dus acum 8 ani la medic pentru o banală operație de chist ovarian. A ieșit din spital mutilată și fără un rinichi. Mama a doi copii a fost operată de profesorul Gheorghe Peltecu de la Spitalul Filantropia, iar chirurgul ar fi greșit intervenția. Medicul a fost trimis în judecată, dar fapta lui deja s-a prescris. Daniela cere acum daune de 1 milion de euro. În urmă cu 8 ani de zile m-am dus să-mi scot un chist ovarian și am rămas fără un rinichi. Este rezumatul dramatic al unei operații care a mutilat-o pe viață. Daniela s-a internat în 2009 la Spitalul Filantropia, unde a fost operată de renumitul medic Gheorghe Peltecu. În cursul izolării unui mănunchi vascular s-a produs o sângerare pe care am apreciat-o ca fiind dificil de controlat laparoscopic, așa că am decis rapid trecerea la intervenția clasică. Acela ar fi fost momentul în care medicul i-ar fi secționat ureterul drept. Aparatul urinar nu a mai funcționat normal în următoarele zile, iar lichidul s-a adunat în abdomenul Danielei. Ea a mai fost operată de 2 ori, dar nimeni nu a sesizat problema până când a ajuns în prag de peritonită. Atunci medicul Peltecu a decis transferul la Institutul Fundeni. A fost trimisă de urgență la Fundeni și, într-adevăr, singura cale pentru salvarea vieții a fost extirparea unității renale. Spectaculos este că astăzi ne aflăm în fața unui eveniment fericit, că nu facem pomană de 7 ani soției mele. Când au cerut explicații, cei doi soți au primit un răspuns halucinant. Domnule, ce s-a întâmplat cu soția mea? De ce? De ce atâtea operații? Prima soluție în dosar a fost cea de clasare. Abia anul trecut, doctorul a fost trimis în judecată. În fața magistraților, medicul a apreciat că nu a comis erori în timpul actului chirurgical și că cel mai probabil leziunea a fost provocată de un tub de dren pe care pacienta l-avea încă montat în timpul unui transfer între spitale. Între timp, fapta penală s-a prescris. Acum Daniela va încerca să obțină dreptatea pe latură civilă. Cere daune morale de 1 milion de euro. Sănătatea mea a fost șubrezită cu multitudinea operațiilor suportate. Nu mă mai pot numi un om absolut normal din punct de vedere al sănătății. Avea asumat astăzi posibilitatea să-și arate faptul că este nevinovat. Nu s-a prezentat. Nu s-a prezentat, nu se va prezenta. Este un caz pe rolul instanțelor și doresc să nu comentez. Dar își menține... Își menține. Mulțumesc. Instanța a acordat un nou termen de judecată pentru luna ianuarie. Medicul Gheorghe Peltecu nu a putut fi contactat pentru a-și exprima...